Această emisiune vă este prezentată de Angst, artizan al cărnii. S-au terminat și momentele de publicitate, serviciul comercial și-a făcut bine treaba. Revenim la masa rotundă din finalul celei de-a șapte ediții a Expo Conferinței Internaționale Meet Milk. Aceasta a doua parte va cuprinde multe informații utile consumatorilor, așadar rămâneți în continuare în fața micilor ecrane să dăm cuvântul invitaților prin intermediul înregistrării. Revenim la domnul Adrian Pintea. Domnule Adrian Pintea, desigur, instituția pe care dumneavoastră o conduce execută un program anual și un program de plăți. Însă, în opinia dumneavoastră, cum îi putem determina pe fermier să se asocieze, nu doar să se asocieze, să se asocieze în vederea procesării și comercializării produselor? Pentru că știu că sunt programe în acest sens și știu că sunt bani care pot fi accesați. Da, în primul rând, înainte a vă răspunde la întrebare, aș vrea să completez ceea ce a spus domnul Frânc la intervenția domniei sale, și anume că, într-adevăr, loc de mai bine este întotdeauna. Dar lucru cel mai important și la care am ținut foarte mult atât agenția APIA cât și Ministerul Agriculturii, ca înainte de a demara sau a da drumul la orice fel de măsură, legislația să fie pusă la punct, bătută în cuie, să nu se modifice în timpul jocului. Lucru care l-am reușit și în 2017 și în 2018, astfel încât să nu avem probleme în derularea măsurilor. În ceea ce privește asocierea fermierilor, ce pot să vă spun, în comparație, de exemplu, dacă ne referim strict la suprafață, fiind în perioada depunerii cererilor, de exemplu, în anul 2017, în comparație cu 2018, o să vedem care va fi trendul în 2018, pentru că în 15 mai vom închide campania de primire acestor cereri. În anul 2017, în data de 15 mai, în comparație cu 15 mai 2016, ca și număr de cereri, de la 900.000, am ajuns undeva la 880.000, deci ca și număr de beneficiari de plăți directe pe suprafață, au fost mai puțini, dar... Se înseamnă o concentrare. Da, și suprafața a crescut cu aproximativ 200.000 de hectare. Un lucru bun înseamnă că fermierii au fost mai puțini, iar suprafața a fost mai mare, însă lucru care a dat posibilitatea și s-a văzut o comasare a terenurilor. La fel există schemă de plată. Dacă e între 1 și 5 hectare, se acordă o anumită sumă de bani, iar dacă este între 5 și 30 de hectare, suma este triplă, tot ca un stimulent pentru a veni în sprijinul fermierilor să fie un motiv de asociere și bun, de comasare. Dar câte cereri au fost depuse pentru a finanța și procesarea și comercializarea? Pentru că sunt și astfel de programe. Nu sunt unde și... Aceste... Încolo, am spus ca imagine generală pentru a înțelege telespectatorii. Ca imagine generală, eu pot spune exact strict de ce se ocupa APIA, de ce se ocupă colegii de la AFIR să-i întrebați pe dânsii. Dar și la noi avem doar în direcția de măsuri de piață, unde se acordă bani doar pentru promovare, pentru reconversie vie în alte domenii. Dar a crescut numărul de cereri pe acea zonă? A crescut numărul de cereri pe acea zonă? Da, au fost creșteri, dar și acolo, dacă ne referim, am trecut la, ce spunea din ori, pe reconversie. Cumva și-a atins maximul sau potențialul care a putut fi și cumva absorpția strict pe acest domeniu nu este atât de mare. Domnul Frânc, a crescut gradul de asociere al fermierilor? Spre bucuria mea, da. Și în special în domeniul laptelui. Avem înființate cooperative noi și vreau să vă dau numai exemplu de la Mureș, înființat în februarie 2017, a închis anul cu o cifră de afaceri undeva de vreo 2 milioane de lei. Colectează zilnic peste 20.000 de litri de lapte. Îl și procesează? Nu, lucrează cu procesatori. Avem, în schimb, în
PNDR, pe toate măsurile 4.1, 4.2, procesare, investiții în exploatații și procesare, bani foarte frumoși alocați. Acolo am creat mecanismele ca pentru toți cei care se asociază în cooperative, cota de cofinanțare din partea fermierilor scade 30%, dacă mai au norocul să fie și în zone cu constrângeri naturale, ajung chiar la 90% finanțare pentru toate investițiile care le fac acolo. Am reușit tot în acest PNDR-ul 2014-2020 să facem VACA sector prioritar în toate schemele, în toate măsurile de finanțare. Deci pentru fermierii care au vacă, fac proiecte pentru dezvoltarea sectorului de vaci, primesc puncte în plus. S-a reușit în CM-ul din februarie, rezerva de 50 de milioane de euro care a rămas la dispoziția AFIR-ului de la celelalte măsuri, să o dirijăm strict pe proiecte pe zootehnie, cu acceptul tuturor colegilor, inclusiv cu vegetalul și cu celelalte sectoare de activitate. Deci facem eforturi cât putem pe legislație. Este foarte greu și nu înțeleg. A intrat în sfârșit de o lună de zile în vigoare, în sistem unitar național, în sfârșit după 2 ani de zile, Ministerul de Finanțe a dat o linie către toate administrațiile fiscale din România cu cele 7 facilități fiscale pe legea pentru cooperative cu aplicabilitate pe o durată de 5 ani. Să nu plătești impozite pe venit, să nu plătești impozit pe normă de venit, nu plătești impozit pe tractoare, nu plătești impozit pe teren, dacă te duci și ești membru într-o cooperativă. Sigur, aici e foarte greu și de multe ori chiar îi întreb foarte serios pe colegi. Dom'le, de ce nu vă găsiți? Începeți 5 și pe urmă veniți și ceilalți de lângă ei. Una este să dai, să cofinanțezi într-un proiect 50% și altceva să cofinanțezi 30%. Acel 20%, gândiți-vă numai la o combină sau la un utilaj sau într-o fabrică de lapte, înseamnă enorm de mult. Enorm de mult. Este reticența asta a fermierilor și așa cum am spus-o și ieri, norocul este și mi-aduc aminte, 2007-2013 aveam undeva în jur de 500 și ceva de mii de solicitanți pe ANT, acum sunt 156 de mii din situația de la Apia, la aproape același număr de animale. Deci înseamnă că numărul de animale pe exploatație crește, iar numărul de exploatații scade, ceea ce este un lucru foarte îmbucurător pentru sector. Să dăm cuvântul din nou domnului Ioan Ladoși. Domnul Ioan Ladoși, ați fost parte a acestui program care a fost demarat de revigorarea sectorului suinelor. Are șanse de reușită? Doamne Sfinte, eu sper că da. Adică ar fi niște mulți ani pe care noi cei de la asociație i-am muncit în a convinge autoritățile. Argumente toate care ne-au fost cerute le-am adus tocmai pentru a dezvolta un asemenea program, pentru că de la bun început, de acum 6, 7, 8 ani, noi am spus foarte clar: fără un sector de reproducție suină susținut pentru a se dezvolta, România va rămâne în continuare deficitară și în partea de carne de porc și vom continua să aducem carne de porc la nivelul la care nici nu vine să mai gândesc că poate să mai crească. Unde se mai poate? Peste 250.000 de tone ca anul trecut, adică 3 milioane de porci pe care noi putem să-i facem. Se pot face în România. Și de aceea, chiar dacă cu suișuri, cu coborâșuri, cu potignel, cu neînțelegeri, eu sper din tot sufletul că acest program va demara și lucrurile vor merge în direcția corectă și bună pentru țara asta. Cu producție competitivă la preț? În mod cert, totdeauna am fost competitiv. Sectorul creșterii suinelor din România, indiferent de cine ce ar spune, este unul extrem de modern,
prin comparație cu multe ferme din vestul Europei și mai mult decât atât, este competitiv și prin faptul că are o dimensionare a fermelor mult mai apropiată de ceea ce înseamnă o putere de luptă pe piața cărnii de porc. De altfel, membrii asociației dumneavoastră lucrează în sistem industrializat, la absolut, nivel mare. Absolut. Nivel noi reprezentăm cei 134 de membri astăzi, reprezintă producători comerciali, ferme comerciale de producția cărnii de porc. Domnule Cojocaru. Ce să fac? Prima mea dragoste a fost fermele de porci. Așa am demarat în viața profesională vreo 8 ani. Aș vrea să întreb pe colegul meu dacă, din punct de vedere al costurilor și mai ales furajarea, care reprezintă aproape 80% din câte mi-amintesc, ca și costuri de producție, suntem competitivi cu cei din Uniunea Europeană? Adică aici la furaj, că noi suntem mari producători de porumb și, cum spunea domnul ministru, avem o producție foarte mare de cereale și eu știu că conversia cerealului în carne se face foarte bine la porc. Deci noi am avea aceste resurse. Puteți să-mi spuneți un pic cum stăm? Adică avem tehnologie, avem grajduri, avem genetică. Dacă nu o mai avem, o aducem, că așa au fost toți în Occident și Japonia la fel a furat informație și tehnologie. Aici suntem competitivi la furaje? Dacă vă referiți, domnul Cojocaru, la conversia furajeră... Da, și da. La resursele de furajare, că noi avem foarte mult porumb, să nu mai dăm cu vapor în Egipt. Da, chestiunea următoare, comerțul cu cereale știm cum funcționează, da? Și în domeniul respectiv sunt câteva... Ceuri, avem fabrici, avem tot. Din cunoștințele mele, venind din filiera colegilor din asociație, de regulă, marea majoritate sunt integrați. Le au în curtea lor. Ceilalți cumpără și au început să se dezvolte inclusiv fabrici de nutrițuri combinate independente, care cu asta se ocupă. Deci suntem competitivi și avem potențial. Și de aici absolut. Derivă competitivitatea absolut, în raport absolut. Cu... Există un grad destul de mare de integrare în cadrul membrilor, mai ales cei care au o anumită dimensiune și ca atare, în curtea lor se află practic toate elementele, pornind de la mai puțin terenul. Și aici e o diferență mare față de situația din colegilor din Europa de Vest. Adică asta era totdeauna discuția. Bun, aveam discuții cu colegii mei din Germania sau din Franța și spuneam, băi, fraților, dar voi cum puteți supraviețui în contextul în care prețul cărnii de porc ajunge sub un euro? Și ne spuneau, păi, știți cum? Noi avem porci ăștia și avem ferma de porci. Cel puțin unul din Franța, un fermier din Franța. Deci, da, eu mai am încă 2000 de hectare de teren și iau 430 și ceva de euro pe hectar și mă acopăr găurile pe care mi le dă ferma de porci. Își acoperă astfel deficitele financiare din anii slabi pe carne de porc cu ceea ce primesc pe partea de, și o șansă foarte mare de teren, respectiv. Subvenții pe teren. Ori la noi lucrurile nu stau așa. Fermierii, în marea lor majoritate crescători din asociația noastră, nu au terenuri. Ei trebuie să facă contracte pentru dejecții. Pentru deversarea dejecțiilor. Să unim microfonul de mâna dreaptă a domnului Cojocaru, pentru că aceasta este o cale de a diminua, una dintre căile prin care putem diminua importul de produse alimentare. Ce alte căi am mai avea noi ca să diminuăm importul de produse alimentare, domnule Cojocaru? Provocați. Cereți 3 soluții și o recomandare. Lucrurile astea cer mult. Lucrurile astea nu prea se fac gratis. Și oamenii din sală vă cer. Eu am tot dat în spațiu public ce tip de soluție sau ce ar trebui să facem noi ca să rămânem în piață. Că cel mai important este să rămâi în piață. Ca să rămâi în piață trebuie să fii competitiv. Ca să fii competitiv trebuie să ai costuri reduse. Deci reducerea costurilor, și aici aș vrea să o fac o provocare către toată lumea, că e fermier, că este politician, funcționar public. Să nu mai dăm tot felul de legi și regulamente care
vin peste regulamentele europene și creează costuri directe sau indirecte pentru producătorii de pe teritoriul României. Asta este un punct foarte important, pentru că orice modificare legislativă pe care o facem pe teritoriul României se aplică numai pe teritoriul României. Și asta înseamnă bulversare, haos, birotică, costuri. Dacă într-adevăr vrem să modificăm ceva care să se aplice la nivelul pieței europene, trebuie să facem presiuni să modificăm la nivel european. Este foarte greu, complex, dar nu imposibil. Deci dacă dorim o reglementare a pieței, așa cum spunea domnul ministru astăzi, să intervenim cu instrumente pe piață, haideți să intervenim la Bruxelles ca să se aplice pe întreaga piață europeană. Deci toate inițiativele legislative pe care să le facem de acum încolo sau măsuri trebuie să vizeze reducerea costurilor de producție a producătorilor sau agenților economici de pe teritoriul României. Dacă vreți să supraviețuiți. 2. Să căutăm nișe și în gamă de produse pe care să-l vindem atât pe piața europeană, dar în mod special în țări terțe. Să nu uităm că piața rusă are un embargo. Hai să căutăm pe lângă ei. Mergem în țările arabe, mergem în Macedonia, mergem în Serbia. Deci, orice agent economic, manager, trebuie să aibă o viziune pe termen scurt, mediu și lung în ceea ce înseamnă noi piețe. Produse adaptate piețelor terțe. Deci am plecat de la costuri, am ajuns la vânzări. Am vorbit un pic și de autorități și politician care intervine direct. Nu vreau să spun acum violent, brutal, asupra agentului din România. Astăzi vreau să fiu elegant. Deci cea mai bună colaborare între agentul economic și autoritățile de stat, prin dialoguri. De ce vreau să fiu elegant astăzi? Pentru că astăzi s-a deschis o ușă de dialog și cred că în următoarele săptămâni o să găsim soluții. Cu eleganță să-i dăm cuvântul din nou domnului Paul Anghel și cu eleganță, domnule Anghel, vă rog să adresați din poziția dumneavoastră ce sfaturi ați adresa consumatorului român atunci când e vorba de produse din carne și produse din lapte. Păi, în primul rând, să cumpere produse românești, nu? Înțeleg că ăsta ar trebui să fie motivul, live motivul. Fabricate în România. Sau fabricate în România, da? Acum, sigur că mi-aș dori ca în produsele respective să existe carne din România. Da, și atunci să putem ca cei care cresc suine în România să poată să și le și comercializeze, să și le vândă. Sigur că mi-aș dori ca laptele producătorilor să fie parte componentă a produselor fabricate în România și să nu trebuiască să cerșească sau să bată la uși, să încerce să-și vândă produsele. Sigur că statul ar trebui prin instituțiile pe care pe una dintre ele și eu o reprezint aici să încerce să găsească căi și una dintre ele este ceea ce spuneam mai devreme, prevenția înainte de a sancționa, deschiderea ușii, deschiderea dialogului, consilierea operatorului economic și e important să știm, să ne uităm cu atenție pe eticheta de produs, pentru că eu cred că consumatorul român, datorită, nu știu, deplasărilor pe care le-a făcut, datorită culturii din ultimii ani, datorită informației care a venit în mediul online foarte, foarte puternică și condensată, știe ce să cumpere și caută produse de calitate, da? De origine animală. Dacă acum câțiva ani de zile găseam foarte multe calupuri de specialitate albă din Bulgaria sau din alte țări, sau era o specialitate care semăna foarte, foarte bine cu brânza și era etichetată telemea, ușor, ușor aceste produse fie au fost etichetate corect, fie au dispărut din farfurile românilor. Bun. Așa cum, mai vă rog, o secundă, și așa cum erau produse care se fabricau cu 20 și ceva de euro și acum sunt din ce în ce mai puține euro, cred că vom ajunge la un moment dat la o cultură a consumatorului. Mulțumesc. Ne apropiem de final. Mesajul dumneavoastră, domnule Adrian Pintea, către beneficiarii fondurilor pe care dumneavoastră le administrați. Eu aș mai face un apel către fermieri și să le reamintesc tuturor că data de 15 mai este ultima zi în care se pot depune cereri aferente anului de cerere 2018. Până în data de 15 mai mai avem 5 zile, cum spuneam, toate centrele locale, județene din țară lucrează în program normal zilele acestea, inclusiv sâmbătă și duminică.
Și să le lăsăm pe ultima zi, în aceste zile, toată lumea să-și depună cererea. Mesajul dumneavoastră, domnule Frânc, către fermierii producători de lapte. Eu aș vrea să completez puțin, foarte bine apunctat. Repede, mai avem două minute. Dorin, vis-a-vis de ce facem cu reglementările europene. Am avut perioada 2007-2013, care a fost primul an de implementare a fondurilor europene în România, în care nici noi, nici autoritățile, habar n-am avut ce să mănânc. Le-am luat ca atare și le-am aplicat după cum și-am văzut ce a ieșit. Am reușit, în schimb, în programarea 2014-2020, să ne împărțim bani. Acum se plămădesc la Bruxelles până în iulie 2019 toate regulamentele care vor guverna următoarea etapă. Este pentru prima dată în care trebuie să fim acolo și să ne explicăm și să ne impunem specificitatea agriculturii românești. Dacă acest lucru îl vom face cu oameni foarte bine pregătiți, cu un dialog tot timpul cu cei care suntem pe toate filierele, le va fi mult mai ușor pe urmă cu autoritățile statului să reușim să schimbăm legislația pentru a aduce normalitatea vă în activitatea fermierilor. Domnule Lado, și suntem la final, mesajul dumneavoastră către membrii Asociației Crescătorilor de Porci în România. Mesajul meu este cel doar atât de a întări ce a spus domnul director Adrian Pintea. Fraților, mergeți la APIA și depuneți-vă urgent cererile, pentru că altfel o să pierdeți banii. Vă rog frumos, la APIA. Și în final, dar nu cel din urmă, mesajul dumneavoastră, domnule Dorin Cojocaru, către consumator direct. L-am mai spus. Repetați-l ca să le intre în tine, în cap. 3 lactate pe zi, lapte, iaurt și brânzeturi, da? Și lăsați vraja aia că nu se mai fixează calcinoase. Se fixează dacă stați un pic la soare și aveți și vitamina D. Consumați produse lactate, ieftine și bune. Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc, domnilor, pentru participarea în această ultimă parte a Expo Conferinței Internaționale Meat Milk. Dragi prieteni, în mare, acestea au fost dezbaterile din cadrul Mesei Rotunde de la ultima ediție a Expo Conferinței Internaționale Meat Milk, evenimentul desfășurându-se la Poiana Brașov. După cum ați băgat de seamă, dezbaterile au fost încinse, au fost aprinse, s-au discutat teme foarte serioase, însă rămâneți în continuare în fața micilor ecrane, urmează minutul editorial. În ziua de 28 mai, Comisia Europeană a dat publicității modificările regulamentului 1169 privind etichetarea produselor alimentare. Ce ne interesează pentru noi este referirea la etichetarea produselor lactate, Comisia susținând pe bună dreptate că etichetarea de origine a acestor produse nu poate fi făcută decât voluntar. European Dairy Association a venit imediat cu un comunicat, a salutat decizia Comisiei, susținând nici mai mult, nici mai puțin, că în acest fel se va opri procesul de perturbare a pieței cauzat de introducerea unor reguli naționale. Ce este și mai important este faptul că acest gest al Comisiei Europene vine ca încă o dovadă a globalizării pieței, a liberalizării totale și veți vedea în perioada următoare și mai ales în anii următori ce va să însemne lucrul acesta. Până săptămâna viitoare al dumneavoastră, Ilie Stoian vă îndeamnă să reflectați la ce v-am spus și vă spune la revedere, oameni buni! Această emisiune v-a fost prezentată de Angst, artizan al cărnii.